Accidentul a avut loc pe strada Alexandru cel Bun la o trecere de pietoni. Cele trei mașini mergeau în coloană, iar la un moment dat pe zebră s-au deplasat mai mulți pietoni. Primul autoturism, o Dacia Logan, a frânat brusc, iar celelalte două autoturisme, un Renault și un Duster, pentru că nu a fost păstrată distanța corespunzătoare, nu au mai putut fi oprite la timp. Mașina din mijloc a fost cea mai avariată, aceasta având lovituri în față și în spate. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii Câmpul Ungeni cu un echipaj cu auto specială cu modul de descarcerare, dar și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. De intervenția cadrelor medicale a avut nevoie o tânără în vârstă de 25 de ani. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital. Tașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier petrecut pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Câmpul Lung. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu auto specială cu modul de descarcerare, iar în sprijinul echipajului la SRG. Sosit la locul evenimentului, am constatat că a avut loc un carambol între trei autoturisme, în urma căreia a rezultat o victimă de sex feminin, aproximativ 25 de ani, care a fost monitorizată și transportată la CPO Câmpul Lung de către echipajul de SRG. Echipajul de pompieri asigură măsurile specifice. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.